În 2019, 198 de angajați de la o agenție imobiliară se aflau la petrecerea de Crăciun a companiei. Fiecare angajat a primit un plic roșu, ceea ce nu se mai întâmplase până atunci. Li s-a spus că plicul avea în interior bonusul lor. Multe companii fac asta, dar aici se petrecea ceva neobișnuit. Proprietarul companiei a hotărât să ia 10 milioane de dolari și să îi împartă egal angajaților. Fiecare dintre ei a plecat acasă cu 50.000 de dolari. O surpriză frumoasă, dar asta nu se întâmplă întotdeauna de Crăciun. Nu știu despre dumneavoastră, dar când privesc în urmă la tot ce s-a întâmplat în ultimii ani, văd un șir lung de surprize neplăcute care au afectat familii din întreaga lume și perioada aceasta de sărbători a Crăciunului. Dacă privim în Biblie la nașterea Domnului Iisus Hristos, regăsim multe trăsături ale unui Crăciun anormal. Astăzi ne vom concentra asupra Mariei. Maria era o tânără fecioară care nu cunoscuse niciun bărbat intim și cu toate acestea era însărcinată. Acesta era un lucru foarte anormal. Ea a aflat că este însărcinată după ce un înger a venit la ea. Îngerul i-a spus: plecăciune ție căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Biblia ne spune că Mariei i s-a părut anormal felul în care i s-a adresat îngerul. Te-ai întrebat vreodată de ce? Mă întreb dacă a avut legătură cu sintagma folosită de înger: ție căreia ți s-a făcut mare har. Dacă ar trebui să alegi un titlu sau o frază care să te descrie cel mai bine, în ultimii ani de pandemie, care ar fi mai exact? Gândește-te la lucrurile anormale pe care le-au adus ultimii ani și la felul în care a trebuit să te adaptezi la ele. Ce frază ai folosit să te descrii atunci când a venit pandemia și ți-a întors lumea pe dos? Când te-a oprit din a merge în locurile în care înainte puteai să mergi cu multă ușurință? Când te-a oprit să-ți vezi prietenii și familia pe care înainte îi vedeai mult mai des? Ce frază ai folosit ca să te descrii atunci când ai fost nevoit sau nevoită să faci față unor situații cu totul noi, în care nu ai mai fost până atunci? De asemenea, a trebuit să faci față emoțiilor și frustrărilor celor din jur, care întâmpinau aceleași dificultăți și încercau să le rezolve. Te-ai gândit la ceva? Ceva care te descrie așa cum ești? Dacă expresia la care te gândești acum este ceva mai puțin decât favorabil, atunci poate ai ceva în comun cu Maria. Fraza aceea, ție căreia ți s-a făcut mare har, știți ce înseamnă har? Harul înseamnă cineva care ți-a dăruit o dragoste pe care nu o meritai. Cineva care te-a tratat cu multă bunătate, pe când tu meritai exact opusul. După ce i-a spus ție căreia ți s-a făcut mare har, îngerul a continuat cu 4 cuvinte importante. Domnul este cu tine. Îngerul voia ca Maria să știe și tu să știi că un Crăciun minunat nu depinde deloc de felul în care gestionezi cu succes toate lucrurile care se petrec în viața ta. Nu depinde deloc de abilitatea ta de a face față tuturor ispitelor care se îndreaptă spre tine. Nu depinde deloc de tine. Depinde în întregime de abilitatea lui Dumnezeu de a fi cu tine, chiar și atunci când era foarte greu. Chiar dacă a însemnat să se înghesoaie în pântecul unei fecioare, chiar dacă a însemnat să crească și să atârne pe o cruce ca să ne ierte de orice păcat care ne-ar putea ține de la a-L cunoaște pe Dumnezeu, El va fi mereu cu toți copiii Lui. Indiferent de felul în care arată acest Crăciun pentru tine, oricare ar fi detaliile, noi știm de la Maria că Dumnezeu este cu tine și asta înseamnă că va fi un Crăciun fericit.